mănânci puțin și de calitate decât să mănânci foarte mult și prost. Pe perioada verii trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne hidratăm. Sau mai bine zis, ce folosim, ce bem pentru a ne hidrata. La televiziuni apare de nu știu câte ori pe zi absolut toate canalele pentru o viață sănătoasă, consumați minim 2 litri de lichide pe zi. Prin lichid, unii oameni înțeleg bere, alții poate să înțeleagă apă, dar alții înțeleg băuturi carbogazoase. E, aici e problema. Pentru că dacă bem în fiecare zi 2 litri de băuturi carbogazoase, care au, și nu le menționez numele, dar sunt acelea cu arome de portocale sau acelea gen cola, toate aceste produse conțin foarte mult zahăr. Dacă bem 2 litri de astfel de produs pe zi, vom obține doar din această băutură 250 de grame de zahăr pe zi. Făcând un calcul, ajungem la 7 kg jumătate în 3 luni, pe perioada verii. Dacă vom persevera și vom consuma 2 litri de lichide de astfel de pe zi, într-un an 90 de kg de zahăr doar din băutura carbogazoasă. Este un pericol imens pe care oamenii nu-l conștientizează. Activitatea, sau să zic, distracțiile, întrunirile sociale, mesele prelungite pe terase, ne fac să mâncăm și să bem tot mai mult, mai mult decât am bea într-o zi ploioasă de toamnă. Astfel că la acești 90 de kg, sau mă rog, la acest zahăr adăugat din băuturi, se vor adăuga și alte cantități de zahăr din alte produse, din tot felul de ciocolățele, produse de patiserie, torturi și așa mai departe. Sunt foarte multe nunți, botezuri în perioada asta. Și una peste alta ajungem să consumăm enorm de mult zahăr pentru că dorim să ne hidratăm și pentru că simțim nevoia să bem mai mult decât într-o lună de toamnă sau de iarnă. O altă capcană este aceea a mâncatului de la marginea străzii, de la orice, în viteză, de la orice, sau pe terase, orice terasă, mai mult sau mai puțin controlată mâncarea, mai mult sau mai puțin de calitate. Produse care sunt gen fast food, cu adaus foarte mare de grăsimi și de euri, de chimicale. Toate astea trebuie gestionate sau trebuie controlate și trebuie să ne ferim să mâncăm pe stradă sau să mâncăm cât mai puțin. Sau dacă mergem la să ne întâlnim cu prieteni la o terasă, să ne limităm la consumul unor băuturi care sunt safe și să poate mâncăm ceva care e mult mai aproape de natural, gen fructe, decât să ne lăsăm pradă consumului exagerat de alimente nesănătoase. Am fost și eu câteva zile pe litoralul românesc, am văzut copii dolofani de-a dreptul, dacă nu chiar obezi, cu două înghețăți, câte o înghețată în fiecare mână. Este o imagine de coșmar pentru oamenii care au și ei copii și care își doresc să și crească în condiții sănătoase. Adică puterea exemplului este foarte importantă. Tu în familie trebuie să fii un exemplu, tu ca părinte, dar mai rămâne și ceea ce văd copiii în jur sau ceea ce văd copiii la grădiniță, la școli, în rândul colegilor. Ei pot învăța lucruri greșite și de acolo.